trebuie să avem în vedere faptul, principiul, poluatorul plătește. Adică să găsim o formă de taxă, dacă vom ajunge la această concluzie, care nu îi pune să plătească pe cei care nu poluează la fel cum poluează cineva care merge, nu știu, 100.000 de kilometri cu o mașină într-un deci an. Vorbim de o taxă diferențiată atât pe categorii de poluatori, nu știu, mă refer la companii versus posesori de mașini, de exemplu, și chiar și diferențiată între posesorii de autoturisme, de autovehicule. Vorbim în 2021, vorbim de o dezbatere publică, o dezbatere care, la care se participe atât autoritățile publice locale, mai ales cele care au probleme cu poluarea atmosferică, poluarea aerului și care au dus practic România în situația de a avea un infringement pe această problemă. La această dezbatere publică trebuie să participe și producătorii și dealerii auto, care prin mașinile noi mai puțin poluante contribuie la reducerea poluării, trebuie să participe ministerul, care trebuie să, mediului, care trebuie să aibă programe prin care stimulăm schimbarea parcului auto și înlocuirea mașinilor cu noi mașini mai puțin poluante, trebuie să participe ministerul energiei, care trebuie să vină cu soluții pentru diverse infrastructuri, de exemplu pentru mașinile electrice, și trebuie să participe cetățenii prin ONG-uri, prin vocea fiecărui cetățean, și să avem o decizie undeva la sfârșitul anului, să vedem care este drumul pe care România poate să meargă.